aceste vremuri de criză un guvern minoritar este o dovadă de iresponsabilitate. Cu atât mai mult cu cât acest guvern minoritar nu este o necesitate, ci o alegere. Acest guvern va depinde în totalitate de votul PCRM. Nimic nu va fi votat fără comuniști, iar PLDM și PD vor fi nevoite să plătească cu compromisuri pentru fiecare vot al comuniștilor, sacrificând astfel interesele cetățenilor și ale țării. Nu cred că Partidul Comuniștilor să se fi schimbat cu adevărat. Mai mult, nu am văzut nici măcar un singur angajament înscris al Partidului Comuniștilor într-o susținere constantă a acestui guvern. Este o zi în care PCRM se răzbună pe partidele pro-europene care l-au dat jos de la guvernare în 2009, dar mai grav e că se răzbună și pe cetățenii care l-au debarcat de la putere. Este ziua în care Vladimir Voronin umilește partidul din care fac parte. Voronin conduce parada în Republica Moldova. Și acest lucru în mod special a fost evident astăzi, când doar la primul capriciu exprimat, a fost schimbat un ministru, imediat cu altul, ceea ce vorbește încă o dată dependența de Voronin. Nu am trădat nici azi electoratul PLDM și nu am votat împreună cu comuniștii un guvern minoritar. Și promit că îmi voi urma angajamentele făcute în campania electorală. În ceea ce privește viitorul meu politic, voi lua o decizie în timpul apropiat. Urmează zilele astea să discut cu colegii, mă voi întâlni cu oameni ca să aflu ce își doresc ei de la mine în situația creată, astfel încât traiectoria pe care o voi urma să reflecte în cel mai fidel mod viziunea cetățenilor care își doresc o Moldovă curată și puternică.